Un bărbat în vârstă de 47 de ani din Craiova, în timp ce conducea un tir în zona platformei industriale din Călan, a adormit la volan și s-a răsturnat în șanțul de pe marginea drumului. Din cauza că nu purta centură de siguranță, șoferul a fost proiectat pe geamul din dreapta și a fost încarcerat între semiremorcă și autotractor. Pompieri specializați în descarcerare și paramedici SMURD au acționat pentru a-l salva pe bărbat. L-a obligat timp pe șofer? Da. Vai de mine, sărat. Dar el a făcut accident și s-a băgat să facă ceva pe acolo și a picat tirul mai rău. Era foarte lung, el a fost în geamă. Haide, l-a aruncat afară. În ajutorul pompierilor au sărit și ceilalți participanți la trafic care s-au oprit să vadă ce s-a întâmplat. Vă ajutăm? Vă ajutăm acolo? Ha? Bă, Cipri, haide să ajutăm să împingem de ăla, toți! În urma accidentului rutier, conducătorul auto a fost rănit grav și transportat la Spitalul Județean Timișoara.